De aici a pornit revoluția ce a abolit dictatura. Aceste cuvinte sunt inscripționate pe plăcuța de pe fațada Bisericii Reformate din Timișoara, locul unde în urmă cu 25 de ani se aprindea flacăra Revoluției. O flacără care inițial a pâlpâit în lumânările pe care le țineau în mâini enoriașii care au venit aici să vegheze în fața bisericii, la auzul veștii că preotul lor urma să fie evacuat. Dacă ar fi să conturăm o hartă a Revoluției, atunci ne aflăm la kilometrul zero, în fața Bisericii Reformate din Timișoara, locul de unde a pornit totul. În septembrie 1989, judecătoria Timișoara, în urma cererii făcute de Episcopia Reformată Oradea, emitea un ordin de intervenție pentru evacuarea pastorului reformat Laszlo Tökes, care sluja la biserica de pe strada Timotei Cipariu din Timișoara. În 15 decembrie 89, acțiunea credincioșilor în fața bisericii din Piața Maria nu a fost marcată de incidente, oamenii demonstrând pașnic și având lumânări aprinse în mâini. O zi mai târziu, în 16 decembrie, mulțimea se regrupează în fața Bisericii Reformate. Revolta începe să capete conotații sociale și politice. În zonă răsună primele lozinci anticomuniste și primele strigăte de libertate. Acțiunea de protest cu caracter religios din fața Bisericii Reformate devine doar un context favorabil pentru ca oamenii să dea glas revoltei împotriva sistemului dictatorial. Problema asta cu domnul Tökes, cu securitatea, asta a trecut pe planul ultimul, am uitat pentru ce am mai venit aici. Deci asta a fost scânteia care a prins flacăra Revoluției. Nu ne-a mai interesat pe noi treaba lui. Ne-a interesat acum treaba noastră. Jos comunismul, jos dictatorul, libertate, democrație. Pe 16 decembrie Timișoara fierbea. Timid, libertatea se arăta fantomatic pe la colțuri. Se întrezărea o mică posibilitate de a scăpa din lagărul sufletesc al comunismului. Problema pastorului Laszlo Tökes, cel pe care comuniștii vreau să-l evacueze din casa parohială, trecuse deja pe planul 2. Roata istoriei începuse să se învârtă. În 16 a fost momentul când ei ne-au obligat să plecăm. Pastorul a ieșit în balcon și a spus, ok, s-a rezolvat, puteți să plecați. Noi, bineînțeles, am știut clar că trebuie să mergem până la capăt. Zăgănescu a tras jos pantografele și s-a strigat pentru prima dată, jos Ceaușescu. În jurul prânzului, în apropiere de casa pastorului, manifestanții au oprit două tramvaie pe care s-au aruncat și au început să scandeze lozinci. Au pornit apoi în coloane spre oraș, chemând timișorenii în stradă. Circulația a fost întreruptă de cele câteva mii de persoane care s-au strâns în centrul orașului. Se striga libertate, dreptate, se cânta deșteaptă-te române și s-a jucat hora unirii. Acesta a fost, spun martorii, momentul declanșării Revoluției Române. Oficialitățile locale au reacționat dur. La sediul Comitetului Județean de Partid, manifestanții au fost respinși în primă instanță după ce s-a intervenit cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. Reacția autorităților doar i-a întărâtat pe timișoreni. De aici, din Piața Maria, oamenii au plecat spre centrul Timișoarei, înarmați cu pietre, crengi și scânduri de la bănci. Circulația a fost întreruptă de cele câteva mii de persoane care se îndreptau spre centrul orașului. Ei protestau împotriva atitudinii autorităților față de manifestanți și cereau deja libertate. Pe fondul primelor arestări, protestatarilor li se adaugă studenții și sindicatele. Din acest moment, protestul a devenit unul social. Manifestanții au spart vitrinele magazinelor, au dat foc cărților lui Ceaușescu și au distrus lozincile Epocii de Aur din oraș. Încep luptele de stradă care țin până după miezul nopții. Era prima zi a ceea ce va rămâne în istorie drept Revoluția de la Timișoara. Pe 17 decembrie dimineața, pe străzile Timișoarei circulă numai blindatele armatei și mai multe coloane de militari străbat orașul în pas de defilare pe muzica fanfarei. Pentru a-și motiva intervențiile în forță, miliția spune că în oraș acționează bande de huligani care devastează magazinele. Demonstranții decis să continue protestele strâng rândurile, îi huiduie pe soldați și aruncă în ei cu pietre. Din ce în ce mai mulți oameni își înving frica și ies pe străzi. Se scandează jos Ceaușescu, nu vă fie frică, jos comunismul. Manifestanții reușesc să pătrundă în sediul Comitetului Județean de Partid. Portretele dictatorului sunt scoase în stradă, călcate în picioare, iar steagului comunist îi se dă foc.
În județul Timiș se instituie starea de necesitate. La Timișoara sosesc după amiază 11 ofițeri superiori din conducerea miliției, securității și armatei, tot sub comanda lui Ion Coman, secretarul Comitetului Central al PCR. Unitățile militare primesc ordinul de luptă Radu cel Frumos. Conform martorilor, în jurul orei 16 se trage primul foc de armă asupra manifestanților strânși în piața numită acum Piața Libertății. 17 a fost momentul declanșării când s-a tras în populație. Timișoara a luat foc, era un vulcan care a început să erupă. Știam clar că nu ne vom mai întoarce înapoi. Foarte mulți au murit. După ora 20, orașul devine un adevărat infern. De la Piața Libertății până la Operă, pe Calea Lipovei și Calea Girocului, se trage fără nicio noimă sau rezervă. Aici, în Piața Libertății, se trage pe 17 decembrie 1989 primul foc de armă asupra manifestanților. Timișoara devine un adevărat infern. Se trage în plin. Taburile militare blochează intrările în oraș și toată noaptea se aud numai împușcături. Au murit atunci 59 de oameni și alți câteva sute au fost răniți. Decembrie 1989 i-a găsit pe timișoreni căutându-și morții, răniții și arestații. Fusese o noapte grea. Demonstranții luptaseră cu mâinile goale împotriva soldaților dotați cu arme automate și muniție de război. Timișoara era sub asediu. Clar, nemulțumirile oamenilor erau foarte mari. Evenimente groaznice erau, ei trăgeau în plin. Când s-a tras pe treptele catedralei, au murit, au furat cadavrele, vreau să șteargă orice urmă și au fost duse la București. Ei n-au înțeles că, de fapt, acele cadavre au fost, de fapt, momentul când noi, Timișoara, mergeam până la capăt. 18 decembrie urma să fie încă o zi însângerată în lupta pentru libertate. Pe treptele catedralei mitropolitane, un grup de tineri cântă libertatea și flutură un steag tricolor cu stema decupată. Trecătorii încep să li se alăture, dar în scurt timp soldații își fac apariția. Transportoare blindate se îndreaptă spre catedrală, iar soldații formează un cordon, gata să tragă. Se aruncă grenade lacrimogene, se trag focuri de avertisment, după care, dintr-un tab care trece în viteză prin fața catedralei, se deschide focul în plin. Aici, pe treptele catedralei, un grup de tineri cânta pe 18 decembrie 1989 Deșteaptă-te române și scanda libertate. Taburile armatei se îndreaptă spre catedrală și se deschide focul în plin asupra manifestanților. Atacul în forță al trupelor de represiune încinge și mai mult spiritele în oraș. Măsurile disperate ale autorităților nu fac altceva decât să-i unească și mai mult pe timișoreni. Ei vor continua manifestațiile și în zilele următoare. Câteva minute înainte tovarășului Comat, care a sosit acum cu alții general la Timișoara, ordinul, toate trupele primesc imediat muniție de război, de front. Se somează oricine nu se supune, se socotește stare de necesitate, și să aplică legea. În Timișoara a fost atacat și sediu, nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul cel mare, după că ar fi fost Iisus Hristos. Începând de astăzi, toate unitățile Ministerului de Interne, inclusiv miliția, trupele de securitate, unitățile de grinice vor purta armament de luptă, inclusiv gloanțe. Fără discuții, cu respectarea regulamentelor și normelor legale, de somație, cu cum legilor, constituții, dar oricine atacă un oficier, un soldat, trebuie să primească riposta. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de parte, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Niciun fel de justificare. Umanismul nu înseamnă partizare sau capitulare în față cu dușmanii. Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului. Trebuie, de asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă, de dotare de luptă. Înseamnă inclusiv muniția.
și cresc fără muniție de luptă. Unitățile de motorizate, toate merg cu armamentul din dotare ușor, cu armamentul ușor din dotare de luptă. Se interzice orice cine încearcă vreo manifestare, este imediat sumat, arestat și promestăm de văzut să planificăm, fără niciun fel de discuție. Dacă s-a înțeles bine, și întrebați la Timișoara, dacă sunt prezent, să-mi răspundă primul secretar, care îndeplinește și calitatea de comandant al județului și tovarășul Coman, dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Trăiți la secretar general Băran la aparat, sunt cu tovarășul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispozitivului ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am terminat. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă raportez la așa, te-au jos cu coma la aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce-ați dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. Te rog, chemați și dați-le ordin. Și când simt, îmi dați și mie să vă găsesc la telefon. Nu se poate una ca asta. Am înțeles? Vă raportez la Așu Ceaușescu, capul a trei coloane intră acum în Timișoara, am trimis acești ofițeri acolo pentru a le întâmpina și le dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Cu divizii din Timișoara unde e? Tovarășul Coman, comandantul diviziei din Timișoara unde e? Raportez comandantul diviziei este la divizie, tovarășul Ceaușescu. Să vină la, împreună cu voi, să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este Comitetul Județean al Partidului. Asta e punctul de comandă. Am înțeles doar, secretar general. Comand, generalii care au venit din București, șeful statului major, ministrul adjunct și ceilalți, unde sunt? Vă raportez că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității și pe șeful ministrii care sunt lângă mine. Și organizăm așa cum ați adunat. Eu acționez în numele meu și pe ei comanda și îmi raportez din 15 minute cum se soluționează problemele. Toți îi chem și le dai ordin să execute. Este o adevărată lovitură de stat, așa de spaznică, antisocialistă și așa trebuie privită ca atare. Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turiști străini și să nu mai aibă loc nici așa zisul micul trafic de frontiere. Îl suspendăm. Vom reveni mai târziu. Acum nu avem timp de mic trafic de frontiere. Eu fiecare să se ocupe de problemele lor. Nu de micul trafic și nu trebuie să admitem și oricine, și străini, dar și din țară care sunt prinși de frontiere, trebuie loviți fără cruțare. Niciun fel de justificare. Mai întreb o dată, doamne, dacă aveți ceva de întrebat sau de spus. Nu. Atunci, tovarăși, cu aceasta am încheiat teleconferința și vă rog treceți imediat la măsuri ferme în sensul celor ce am spus. Spor la cum.
De la primele ore ale dimineții de 19 decembrie 1989, muncitorii de la fabricile din Timișoara au intrat în grevă. Oamenii s-au strâns în curțile întreprinderilor și au început să protesteze. Se plângeau că n-au apă, căldură, mâncare. Forțele de ordine au blocat porțile și au încercuit principalele întreprinderi din oraș. Timișoara era împânzită de trupe ale securității. Inițial, trupele din stradă au încercat să-i țină deoparte pe muncitorii din fabrici, dar nu au reușit. Au deschis focul asupra celor care s-au apropiat de porțile întreprinderilor. S-au înregistrat morți și răniți și s-au făcut numeroase arestări. În piața Operei s-au strâns peste 10.000 de oameni. Au venit și cei care își căutau la morgă și în spitale copiii ori părinții care nu mai apăruseră de două zile. Pentru prima dată se îngenunchează în memoria victimelor. Muncitorii din fabrici, oricâte coloane ar fi fost în fața lor, clar că nu putea să le stea în față, au ieșit cu toți în stradă, ne-am strâns în centrul Timișoarei și am strigat clar, jos Ceaușescu, români veniți cu noi, vrem pâine, nu gloanțe, vrem democrație. Din balconul Operei, conducătorii revoluționarilor au ținut discursuri. Protestatarii se organizează și formează Frontul Democratic Român, prima structură revoluționară înainte de căderea lui Ceaușescu. Se cere demisia dictatorului, eliberarea arestaților și redarea cadavrelor familiilor. Emil Bobu și Constantin Dăscălescu, membrii ai Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român, au fost trimiși de la București pentru a discuta cu revoluționarii. Le promit acestora rezolvarea tuturor doleanțelor, după care fug din Timișoara de frica manifestanților. Elena Ceaușescu a dat ordin ca morții Timișoarei să fie duși la București și arși la crematoriu pentru a ascunde dimensiunile măcelului. O parte dintre cadavrele celor împușcați mortal la Revoluția din 1989 a fost sustrase de aici, de la morga Spitalului Județean, duse la București și arse la crematoriu. Operațiunea Trandafirul a fost finalizată în noaptea de 19 spre 20 decembrie, când cele 40 de trupuri sunt incinerate, iar cenușa a fost aruncată într-o gură de canal în zona Popești-Leordeni. În urmă cu 22 de ani, Timișoara a devenit primul oraș liber din România. A fost ziua în care muncitorii din fabricile timișorene au hotărât cu toții să rupă tăcerea și, într-un gest de solidaritate fără precedent, s-au unit și au pornit în coloane spre piața Operei. Unitățile militare din zona Timișoarei, dar și militarii aduși din zonele învecinate erau pregătiți și pe 20 decembrie să reprime manifestările timișorenilor. Sub presiunea celor peste 100.000 de oameni ieșiți pe străzi, s-a dat ordin ca toți militarii să se retragă în cazărmi și să-și apere unitățile. Libertatea coboruse în stradă la Timișoara. Odată ce sirenele au început să urle în toată Timișoara, când Timișoara era paralizată și a intrat în grevă generală, toată lumea era în centru, toți eram în plămân și toți strigam clar, vrem democrație. Un moment deosebit după mine a fost când 100.000 de oameni i-am întors cu fața către catedrală, s-au pus în genunchi și au zis, tatăl nostru, asta nu o să uit cât o să trăiesc. Piața Operei a devenit neîncăpătoare pentru zecile de mii de manifestanți adunați acolo. Din balconul Operei, reprezentanții mulțimii au citit public revendicările oamenilor. Timișoara a devenit pe 20 decembrie 1989 primul oraș liber de comunism din România. S-a cerut înlăturarea și judecarea lui Ceaușescu și a familiei sale. Oamenii au cântat și s-au rugat împreună. Revendicările citite de la balconul Operei au devenit puncte principale ale proclamației Frontului Democratic Român de la Timișoara. În aceea zi, Lugojul se ridica și el împotriva comunismului.